Și mă bucur să că ne putem bucura din nou împreună. Aleluia. Aș vrea să citim câteva versete de la Filipeni, capitolul 3. Dă-i putere. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănirea mea pe care o delegeam, ci aceea care se curăță, se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Amin. În această seară s-a vorbit foarte, foarte frumos despre Duhul Sfânt. Și foarte bine. Însă, noi nu ne-am luat rămas bun de la Domnul Iisus Hristos. O zis Apostolul Pavel, nu vreau să știu în mijlocul vostru altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Fratele Adrian spunea, că în Biblie scrie, fiți plini de Duh. Știți cât Duh Sfânt avem în noi? Cât cuvânt avem în noi? Direct proporționale. Cuvântul și cuvântul, cum spune la început, era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nu spune că la început a fost cântare, a fost laudă, la început a fost cuvântul. Dragii mei, cuvântul lui Hristos spune Biblia să locuiască din belșug în voi. Și cuvântul s-a făcut trup. Când a venit Domnul Iisus pe pământ, acum 2000 de ani, cuvântul s-a făcut trup. Domnul Iisus s-a înălțat la cer și ce ne-a lăsat? Tot cuvântul. Deci ne-a lăsat tot cuvântul. Și Domnul Iisus a spus la ucenici, Duhul ăsta Sfânt pe care vi-l trimit eu, ăsta o să vorbească despre mine la maxim. O vorbă nu va spune Duhul Sfânt despre El. Și lumă despre Domnul Iisus. Amin. Și de aceea, dragii mei, slăviți să fie Domnul, amin, că ne-a lăsat cuvântul. Și noi trebuie să ne la Efeseni 6:10 spune, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Domnul Iisus a spus, eu sunt apa vieții, eu sunt pâinea vieții. Păi noi ne hrănim în fiecare zi din cuvântul Domnului care sare, sare și lumină. Și pe nouă ne-a spus, zice, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Noi trebuie să luminăm la cei din jurul nostru. Mă duc la oameni prin Oltenia și le spun despre Dumnezeu, zice, eu nu le am cu Dumnezeu. Și atunci le spun, zic, știu de ce nu le ai cu Dumnezeu. Pentru că nu-L cunoști pe Dumnezeu și pentru că nu citești cuvântul lui Dumnezeu. Și până când Duhul Sfânt nu face schimbare în viața lor, și, dragii mei, ar trebui să ne fie rușine că mulți dintre noi, dacă ne întreabă și la Domnule, ce aia pocăință? Poate că unii ar fi în stare să spună să treci la ortodox, la baptist sau la penticostal. Asta e zero. Eu nu pun preț pe denumirile religioase nici 1%. Nici nu vreau să aud ele. Frații penticostale sunt frații mei, frații baptiști, că și pe Evanghelie sunt frații mei. Nu mă unesc cu martorul Jehova și cu alții care susțin că tu cumori atât cu sufletul. Dar cu frații care vestesc o Evanghelie curată din tot sufletul mă bucur. Și de aceea, dragii mei, spunea un prieten, eu să știți că evangelizez foarte mult pandemia asta cu telefonul. Aveți telefoane? Ia scrieți-le în fiecare zi la prietenii noastre câte un verset din Biblie de chemare la pocăință. Ia folosiți telefoanele în slujba Domnului. O spunea fratele Florin,
cu dumneavoastră am mai întâlnit o dată, nu mai știu unde. Da, tot în Craiova. Tot în Craiova, da? Și cât e decurat telefonul, atât suntem decurați și noi. Și Domnul Iisus să mă ierte, că mie mai îmi place să mă uit la animale din savană. Nici cu ele nu-i prea în regulă și de asta trebuie să mă pocăiesc, că de multe ori stau nu știu cât de minute multe pe telefon și după aceea, hop, să citesc un capitol. Domnul să mă ierte că și-o am păcătuit în felul ăsta. Dar știu că Dumnezeu mă ajută și Dumnezeu. Da. Și de aceea, când e vorba de pocăință, când e vorba de pocăință, trebuie să trec la pocăință, când e vremea de dat îndemnuri, dau îndemnuri. Și de aceea, dragii mei, Dumnezeu ne iubește. Aici vreau să spun, spunea un prieten din, de lângă Drăgăneșul, mai în sus, către Slatina, Coteana. Zice, eu m-aș pocăi, dar mi-e frică să plătesc prețul pocăintei. Și nu s-o pocăit. Însă ce-am făcut eu, l-am introdus într-un grup de frați pe Facebook sau nu pe WhatsApp și apă frații au grijă de el să-i dea îndemnul. Și să vedeți ce îndemnul frumoase de cum și el de pe ce urmărește de pe YouTube creștine și frumoase. Deci, fratelor, folosiți telefoanele pentru slava lui Dumnezeu. Aici apostolul Pavel spune ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Ce ziceți? Pocăința e ușoară? Păstarea, starea bisericii adevărate a Domnului Iisus e o stare de persecuție, o stare de bajocoră. În Africa îi bat de iznopesc, îi aruncă în șanțul, pune crengi pe el și le dă foc. Noi astăzi nu mai putem suferi un cuvânt. Nu mai venim la adunare când ne-o jignit fratele sau sora cu tare. Fraților, în frunte cu mine, Ilie Conțiu, trebuie să ne întoarcem la o pocăință reală. Amin. Trebuie să ne întoarcem din toată inima la Domnul. Zice unii, păi nu mai tot spune așa, că zice, ce zic frate, nu mă interesează, eu trebuie să fiu curat înaintea Domnului. Că eu nu sunt prins de la spate ca să mă pocăiesc, nu mă pocăiesc eu că vreau eu. Și când sunt și când Duhul Sfânt din mine spune, nu ești în regulă cu atitudinea asta sau cu tare, sau n-ai făcut bine așa. Pentru a ne pocăi și a ne întoarce la Dumnezeu, îi zice prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. O întrebare. Îl cunoști tu pe Hristos? A doua. Cât îl cunoști pe Iisus Hristos? Și a treia întrebare. Cum îl cunoști pe Iisus Hristos? Aici apostolul spune că prețul nespus de mare al cunoașterii. De ce nu se pocăiește lumea? Haideți că ne spune Domnul Iisus. Dacă voiește cineva să se întoarcă la mine, să se... E ușoară lepădare de sine? Nu e ușoară. Și mulți nu se pocăiesc că sunt prea bogați, prea avuți, prea... Și eu să-mi ansoadă către un nepot. Hai cu noi la... Hai și tu la adunare atunci. Ce să caut eu acolo? Dragii mei, noi aici venim, noi când venim la adunare, spunem că venim să ne întâlnim cu Domnul. Dar, de fapt, Domnul se întâlnește cu noi. Ne întreabă cineva, zice, ai Duhul Sfânt? Dar întrebarea corectă, cât te are Duhul Sfânt pe tine? Când te are Duhul Sfânt pe tine, cum spunea fratele Adrian, atunci ai plecat la 2 noaptea sau când trebuie să pleci și te-ai dus în lucrarea Domnului. Când îl ai tu pe Duhul Sfânt, el e cu treaba lui și tu când ai chef te duci după el, când nu. Și de aceea, dragii mei, cât cuvânt avem în noi, atât Duh Sfânt avem. Și Dumnezeu să ne ajute să iubim cuvântul, amin, să-l prețuim, amin, pentru că nu ne putem, adică nici să nu încercăm. Era o dată când nu veneau niște surori, nu prea veneau la adunare în Cristian, la Sibiu, și mi-a dat Domnul un cuvânt atunci, pe loc, cu pilda celor 10 leproși. Zice, nu n-o fost vindecați toți 10? Aia erau 9 unde-s. Și
dragii mei, să iubim casa Domnului, cum spunea fratele Florin, nu știm cât timp mai avem libertate să venim în casa Domnului. Pentru unii e o mare bucurie că se închide casa Domnului, dintre pocăiți mă refer, că se închid și nu mai vin. Alții spune, putem să luăm cina Domnului online, să nu ne mai deplasăm online. Alții temir fel și fel. De aceea, dragii mei, aici apostolul spune, prețul nespus de mare, repădare de sine, suferință pentru Domnul Iisus Hristos și urmare zilnică a Domnului Iisus. Să nu fim prileji de păcătuire pentru consătenii noștri, pentru cei cu care lucrăm. Să ne ferim și să ne păzească Dumnezeu, pentru ca să nu cumva să ne ceară sângele lor din mâinile noastre. Și de aceea cuvântul spune mai departe, al cunoașterii lui Iisus Hristos Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neplinire mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință. Noi. Și acum, în versetul 10 și închei, presupun că ați primit hrană destulă, am ascultat cuvântul Domnului și ne-am bucurat, slavă Domnului. Amin. Deci și să-L cunosc pe El, să ne punem întrebarea, îl cunoaștem pe Iisus? Știți cine e Iisus? Prietenul adevărat iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate. Și o cântare spune, ce mai prieten și ce frate? Noi în Iisus am aflat, dispus mereu să ne învețe că și pe El ne-a rezemat. Amin. Deci să-L cunosc pe El. Și puterea învierii Lui. V-ați gândit vreodată la acest cuvânt și puterea învierii Lui? Fratele Florin a spus și eu la fel. Eu am declarat, eu am fost copil de pocăiți. Mama s-a uscat de pe picioare postind după mine, pentru mine. Am zis, eu niciodată nu mă voi pocăi. Am fost singurul din aia trei care m-am pocăit. Am fost singurul. Și slăvit să fie numele Domnului. Amin. Puterea învierii Lui, dragii mei, asta pot să spună despre ea, numai cei care s-au pocăit. Efeseni 2:1. Noi, voi erați morți în păcatele și greșelile voastre. Și-a avut, pentru fiecare personal care s-a pocăit, a avut loc cea mai mare înviere. Aia e adevărată înviere. Și de aceea slăvit să fie Domnul că ne-a înviat de la o viață. Că noi când ne-am născut am fost săraci, orbi și goli și morți față de Dumnezeu. Ne-am îmbogățit abia după ce l-am cunoscut pe Domnul. Aleluia. Am devenit, am văzut abia după ce am fost născut din nou. Domnului. Și Domnul spune în Apocalipsa că vrei să cumperi la mine mântuire pentru ochi. Și abia când ne-am întors la Domnul, noi am căpătat aceste binecuvântări. Că de aici spune Apostolul Pavel în rugăciune la Efeseni, dacă nu mă înșel, zice și să vă lumineze ochii inimii și să vă deschide urechile inimii. E, numai oamenii aceia înțeleg cuvântul. Fratele au spus foarte clar, minune dumnezeiască cu care s-a întâmplat cu noi. Când ne-am pocăit din momentul ăla, noi înțelegem cuvântul Scripturii și dacă se întâmplă să nu înțelegem un verset, ne uităm la subsol o trimitere că nicio Scriptură nu se întâlnește singură. Și de aceea, dragii mei, aici spune Apostolul Pavel, să-L cunosc pe El. Vă puneți întrebarea când ajungeți acasă și chiar acum. Îl cunosc eu cu adevărat pe Iisus? Știți că Îl putem cunoaște în două feluri? Îl putem cunoaște în felul lumii. Domnul Iisus Hristos ne primește cum suntem, putem să ne trăim viața cum vrem, ne mai și ducem la adunare, e un mântuitor bun, ne iartă cu tare și putem să facem cum vrem, ăsta e felul lumii. Dar un Hristos biblic este care ne spune din start că vom fi urâți de toți. Diavolul e foarte hoț. Trăiește sclipa, distrează, se pudrește, fă. Dar nu spune că la urmă vin foc. Însă Domnul Iisus din start îți spune, mă, dacă eu te înviu la o viață nouă, eu îți spun din start că este o cântare, pe care o știți, calea crucii e grea și amară și dă și distanța. Nu mă pănești din lumea afară. Și de aceea, dragii mei, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui
și părtășia suferințelor lui. Ei, aici la pocăință ne prea convine. Cum adică? Înțeleg o părtășie la o masă cu mici, cu sau când e o adunare la serbarea de mulțumire sau la alte, să ai părtășie, cum suntem acum. Ei, dacă e vorba de părtășia suferințelor, să suferim pentru Domnul. Când ne bagrocorește vecinul, când ne face rău, când ne înjură, când ne face. Nu, un pic am fost amenințat într-o comună lângă Berindei, acolo, și am stat așa și m-am mirat, așa, dar noi suferim ca și copii ai Domnului, adică suferim, adică ne pare rău când ne refuză lumea, că lumea ne refuză. Da. Și de aceea, dragii mei, să ne gândim la aceste cuvinte care le spune Apostolul Pavel. Să-L cunoaștem pe El. Și cum îl cunoaștem? Păi îl cunoaștem, zice, cercetați Scripturile, pentru că tocmai ele vorbesc despre mine. Îl cunoaștem pe Iisus, citind Scripturile, așa, puterea învierii Lui. Să vedem ce oameni au făcut Iisus, slăvit să fie numele Lui. Amin, amin, amin. Niște ticăloși ca noi și unul ca mine. Ce oameni au făcut? Și apoi părtășia suferințelor Lui. Spunea un frate, zice, mă, tot temeam de COVID, de putare și putare și putare și... Păi, într-o zi, am zis, stai mă așa, o frate, tot misionar, care m-a lansat pe mine, mai el e deodată cu mine, dar el din toată sănătății. Eu zic, Doamne, dacă îmi dai sănătate până la 92 de ani jumate, vreau să fac misiune. Dar cât Domnul va voi? Și zice, frate Ilie, am învățat să mor. Adică să nu mai fie frică de moarte. Mă, dacă eu acum am venit în Oltenia și nu mă întorc și vine alții după mașină să vorbești pe mine, mie nu trebuie să-mi fie frică. Eu trebuie să-mi văd de lucrarea pe care Domnul m-a învățat-o. Și să suferi pentru Domnul. Sau mă gândesc, te trezești într-o dimineață, te duci la mașină în parcare în Craiova, toate geamuri sparte, ți-a tot de acolo, ce faci? Te duci la poliție? Sau ca să te răzbun pe dacă mai poți afla sau nu. Și de aceea, dragii mei, noi suntem o biserică nepersecutată, suntem o biserică care trăim într-o libertate mare de tot. Și libertatea a tocat foarte multe suflete, nu știu să le numesc pocăite, frate Florin, dacă s-au dus înapoi în lume, că scrie, zice, fii credincios până la moarte. Cine nu vrea să fie la moarte, părintele, ține copilul de mână pe trotuar. Dar copilul să smulge și să stare în fața la mașină. Părintele, nu-i vinovat, îl ține de mână. Le numim convertit. Da, da. Dragii mei, în foarte scurte cuvinte vreau să vă spun, eu sunt din Cristian Sibiu, am stat în Gura Râului, tot lângă Sibiu, și o trebuie să facă niște scrisori către cult, metode prin care oamenii să facem evanghelia prin state. Și am zis, în comunile unde nu sunt pocăiți, să mute pocăiți. Și am mai stat, asta am scris-o cam prin ianuarie, și în sufletul meu a spus Domnul Ilie, dă-i drumul. Deci tu ai scris scrisori cu punctele astea și am dat drumul. Și m-am mutat în Cristian, m-am angajat la fabrica Libertatea de Stofe Fine și acolo, în decurs de 15 ani, o femeie s-a pocăit și era în Dobrușa de Sus și Dumnezeu m-a pus pe mine să evangelizez comuna. M-am dus cu rucsacul, cu trenul, cu frasul, cu mașina, am dus literatura, am dat la oameni, am început lumea să ne cunoască, le spunea despre Domnul Iisus. Mai la început vesteam Evanghelia mai stângaș, mai... Că e una când predice aici la Amvon, că am dus un frate păstor care strânga la Amvon niște predici de evangelizare, efectiv nu l-am putut scoate din mașină. Nu l-am putut și în biserică era de nota 10 cu plus. Dragii mei, după aceea am mers vreun an și ceva, n-am avut posibilitate să cumpărăm un locaș și după aceea am mutat la Olanu, acolo s-a pocăit o familie, tata, mama și două fete și am făcut adunare la o soră în curte, vara cântam într-un sopron, s-a adunat foarte multă lume, după aceea am venit pe Drăgănești Olt și Comune,
și acum Craiova, fiind câte o săptămână fiecare lună. Vreau că Dumnezeu îmi dă viață să vestesc Evanghelia. Amin. Și chiar vreau să spun, la fratele Florin, fratele Florin luat-o înainte, când se predică Evanghelia într-o biserică, pe cei mântuiți, în primul rând, trebuie să se gândească la cei nemântuiți. Țineți cont de treaba asta. Avem timp să vorbim despre Duhul Sfânt, avem timp să vorbim despre Domnul Iisus, avem timp să vorbim. Păstorul și-a cântat cântarea cu 100 de oi, sau așa, 100 de oi am pășunat, una și noi știm dacă o altă melodie, una din ele s-a înstrăinat. Și păstorul o lăsat, elea 99 pentru aia 100. Taică meu avea un obicei și l-am preluat. Dacă intră și de serviciu la predică și vede că sunt un suflet sau două care încă nu l-au primit pe Domnul Iisus, lasă celelalte 98 și predică pentru suflet. Pentru că noi știm ce e mântuirea, știm, noi nu mă trebuie să trăim. Ce-ați zice dacă Dumnezeu ne-ar judeca după tot cuvântul care l-am predicat, dar nu l-am împlinit? Ni se întâmplă să predicăm și să nu împlinim cuvântul care l-am predicat? Doamne, ai milă de mine și de noi. Vedeți, dragii mei, a zis un prieten în Olanu, zice, Ilie, zice, dacă aș putea împlini numai un sfert de când știu, de când știu, aș fi cineva. Și mi-a dat de înțeles, Doamne, dă-ne putere să fim împlinitori ai cuvântului. Dragii mei, ne bucurăm de cuvântul predicat, ne bucurăm de cântări, dar trebuie să ne gândim că și alții au nevoie de mântuire. Amin. Și cu întrebarea asta, zice, de ce stați fără de lucru? Mergeți în via mea și lucrați. Și cântarea spune, în via lui Iisus intră să lucrezi. Și Domnul să ne ajute ca să fim, să vestim Evanghelia și să nu hibernăm. Nu. Și să fim plini de râvnă pentru Domnul și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a îndurat de noi și așa Dumnezeu să se îndure și de alții. Amin. Amin. Amin.